2017, compania noastră Digi Communications se lista la Bursa de Valori București, în cadrul celui mai mare IPO a unei companii antreprenoriale românești pe bursa locală. Astfel, Digi pornea pe un drum al transformărilor, care nu au încetat în acești 3 ani să producă efecte vizibile atât în cadrul companiei, cât și în industria telecomunicației în ansamblu. Privind la parcursul nostru ulterior IPO-ului, aș spune că listarea Digi a fost o dovadă de curaj, de încredere a managementului Digi în economia locală și în piața de capital. Încredere pe care, contrar așteptărilor noastre inițiale, piața nu ne-a răsplătit-o constant, dar aceasta nu ne-a oprit să ne punem strategia în practică, să creștem, să ne remunerăm acționarii și să ne stabilim ținte ambițioase. La momentul listării, grupul avea o cifră de afaceri de 840 de milioane de euro și în 3 ani de zile, operațiunile au atins o cifră de aproape 1,2 miliarde, o creștere de 40%. Serviciile furnizate clienților din cele 4 piețe unde activăm au progresat cu 30% în acest interval. Ne-am comportat și vom continua să ne prezentăm ca un emitent responsabil, atent la piață și exigențele acesteia. În tot acest timp, am construit o relație de colaborare cu echipa bursei, a cărei expertiză a ajutat la o mai bună înțelegere a mecanismelor pieței și a facilitat dialogul cu investitorii. Dar mai sunt multe altele de făcut pentru dezvoltarea reală a pieței de capital. Cred că după 25 de ani, suntem abia la început de drum. Apreciem atitudinea constructivă a echipei BVB și vom fi mereu deschiși pentru a progresa mai mult împreună. În acest an important pentru bursă, atât prin aniversarea unui sfert de secol de activitate în perioada post-decembristă, cât și prin includerea pieței de capital românești în categoria piețelor emergente, în numele Digi le urez mulți ani bursei, investitorilor, emitenților și tuturor celor care cred în potențialul pieței de capital din România. Îi doresc echipei de conducere să găsească cele mai bune căi pentru a transforma bursa într-o oportunitate reală de dezvoltare a mediului antreprenorial românesc, contribuind astfel și la dezvoltarea economiei naționale.